În primele 7 luni ale anului 2024, la nivelul județului Olt s-au produs 63 de accidente grave, cu 9 mai multe față de aceeași perioadă a anului 2023, în urma acestora rezultând decesul la 19 persoane, în creștere cu un deces față de primele 7 luni ale anului 2023. Principalele cauze generatoare de producere a accidentelor rutiere grave în perioada 1 ianuarie-31 iulie 2024 sunt prezentate statistic după cum urmează: viteza neadaptată la condițiile de drum 19,04%, indisciplina pietonilor 12,69% și indisciplina bicicliștilor 11,11%. Vă pot spune că luna iulie a fost, cred că, cea mai rea din acest punct de vedere, deși la 6 luni eram pe minus, atât la accidente grave cât și la persoane decedate. În luna iulie a acestui an, din păcate, am depășit numărul accidentelor grave pe care le-am înregistrat anul trecut. Pentru a contracara și a preveni aceste accidente grave, împreună cu serviciul rutier, dar și cu structurile de poliție rutieră din cadrul tuturor polițiilor municipale și orășenești, au fost organizate 201 acțiuni, din care 176 cu efective proprii și 25 cu ale altor formațiuni de poliție sau în colaborare cu reprezentanții altor instituții orei societății civile. În cadrul activităților desfășurate pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, au fost înregistrate 296 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, cu 4 mai multe față de perioada corespondentă. Pentru abaterile constatate, polițiștii rutieri au aplicat 24.059 sancțiuni contravenționale, au reținut în vederea suspendării 4.333 de permise de conducere plus 207 față de anul trecut și au retras 1.360 de certificate înmatriculare plus 55 față de anul trecut. În primele 7 luni ale anului 2024, polițiștii rutieri au organizat zilnic acțiuni punctuale în zonele și pe segmentele de drumuri cunoscute cu risc de accidente rutiere, săptămânal fiind organizate și desfășurate acțiuni de amploare cu efective mărite în baza analizelor realizate și a datelor și informațiilor pe care le avem la dispoziție. Derularea unor astfel de acțiuni va continua în perioada următoare, punându-se accent pe prevenirea și combaterea cauzelor generatoare, respectiv disciplinarea celorlalți participanți la trafic, pietoni, bicicliști, căruțași. Totodată, la nivelul inspectoratului a fost demarată o campanie cu caracter preventiv implementată într-o primă fază până la finalul anului 2024, ce se adresează participanților la trafic din mediul rural, direcționată în principal către categoriile de participanți ce prezintă un risc crescut de a genera producerea de accidente rutiere. Din analiza informațiilor pe care le avem, foarte multe accidente grave s-au produs în mediul rural în ultima perioadă și au avut drept cauză, în primul rând, indisciplina bicicliștilor, căruțașilor, pietonilor care consumă băuturi alcoolice înainte de a circula pe drumurile publice. Foarte mulți bicicliști nu cunosc faptul că le este interzis să consume băuturi alcoolice sau alte substanțe și după să se urce pe bicicletă și să circule pe drumurile publice. Pentru acest lucru, bineînțeles că există sancțiuni destul de mari pe care, din păcate, le vom folosi în perioada următoare pentru a preveni astfel de accidente grave pe drumurile publice. În această campanie vom colabora și cu instituțiile și autoritățile publice locale atât din mediul rural cât și din mediul urban, pentru a încunoștința participanții la trafic cu privire la pericolul la care se expun și la care expun alți participanți în cazul în care nu respectă regulile de circulație. Vom veni și cu materiale promoționale, vom pune la dispoziția pietonilor, bicicliștilor, căruțașilor de veste reflectorizante și alte materiale pentru a stimula un pic respectarea normelor de siguranță rutieră. Activitățile preventive vor fi desfășurate de polițiștii rutieri din întregul județ împreună cu polițiștii din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității, precum și în colaborare cu reprezentanți ai autorităților locale.